Pregătirile pentru organizarea procesului de vot în diaspora este pe ultima sută de metri. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe Aureliu Ciocoi și președintele Comisiei Electorale Centrale Dorin Cimil la o conferință de presă. După ce reguli se vor ghida, alegătorii stabiliți cu traiul în străinătate ne relatează colega mea Elena Băncilă. Elena, bună seara, te ascultăm! Bun găsit! Ministerul Afacerilor Externe îndeamnă cetățenii din diaspora să verifice din timp adresele celor mai apropiate secții de votare. Potrivit autorității electorale, la cele mai aglomerate localuri de vot, unde se vor forma cozi, vor fi aplicate și scanerele. De menționat că în aproape toate secțiile de votare de peste hotare au fost repartizate câte 5.000 de buletine de vot. Totuși, un număr mai mic a fost distribuit în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, precum Japonia, China, Emiratele Arabe Unite și Qatar, unde locuiesc mai puțini moldoveni. Toate secțiile de votare de peste hotare au fost asigurate cu măști de protecție, dezinfectant și viziere pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19. Între timp, moldovenii cu drept de vot din Cipru trebuie să prezinte un test negativ la COVID-19 sau un certificat de vaccinare la intrarea în secțiile de vot. Totodată, exercitarea dreptului de vot a cetățenilor moldoveni stabiliți în Irlanda, în cadrul secției de votare din Limerick, se organizează gradual. Mai exact, moldovenii vor putea vizita secția de votare conform ordinii alfabetice. Amintim că pentru cetățenii din diaspora au fost deschise 150 de secții de votare. În total, pentru alegătorii din străinătate au fost tipărite aproape 727.000 de buletine de vot. Acestea au fost informațiile. La revedere! Suntem plenar pregătiți pentru alegeri. De asemenea, constat că pe linia Ministerului sunt depuse toate eforturile ca să asigurăm organizarea cât mai bună a votului. Colegii noștri lucrează intens cu echipele din ambasade, diaspora și voluntarii ca să asigurăm unui număr cât mai mare de cetățeni dreptul constituțional la vot.